Bună tuturor, Cătălina sunt, iar voi urmăriți Loving Podcast. Astăzi ne aflăm în cabinetul astrologului Andreea Dincă, care ne va explica, spune, povesti, învăța ce și cum să facem anul acesta, mai ales pe sectorul, segmentul dragostei, nu cum merg lucrurile, ce noroc avem, ne găsim parteneri, nu ne găsim, ne despărțim, ne împăcăm și așa mai departe. Andreea, îți mulțumesc că ești alături de noi și îți mulțumesc că ți-ai luat timp fix în a doua zi din an să facem podcastul ăsta. Oricând, cu mare drag și mă bucur tare mult că ai revenit, pentru că deja l-am poate făcut, devine o tradiție. Anul trecut la fel, am făcut tot la începutul anului. Păi noi muncitori, capricornii foarte muncitori și mai ales dormi să discutăm și despre dragoste, că știi că se spune că, vai domne, capricornul nu e cu dragostea și uite că noi la început de an și muncim și muncim pentru dragoste. Exact. Să aducem la cunoștință celor care te urmăresc cât mai multe informații despre iubire în 2023. Și îți mulțumesc pentru oportunitatea asta. Vreau să încep cu așa. Anul începe cu Mercur retrograd, Marte retrograd. E interesant pentru că Marte, bineînțeles, a cam făcut ravagii în ultimele luni și am început 2023 cu această retrogradare, care eu aș spune că îi ajută pe toți, indiferent de zodie, să revizuiască un pic relațiile. Mm-hmm. Este foarte important să își facă așa puțină curățenie și să împrospăteze lucrurile. Mercurul retrograd în Capricorn de asemenea, adică la început de an facem puțin curățenie, să avem rezoluții clare și intenții foarte bune pentru un an de zile. Mm-hmm. Și ceea ce mai bine decât să faci curat și să îmbunătățești. Jupiter până în mai este în berbec, așadar mulți se pot îndrăgosti sau aș putea să-și facă noroc, să-și dea de fapt încredere și să-și facă curaj să pornească într-o relație, adică a văzut-o pe Ileana Cosânzeană, gata, mă duc să o invit la un suc, la o cafea, iar în cazul femeilor de asemenea să-și facă curaj să intre într-o relație pentru că, sau să își deschidă un nou drum, să-și dea voie unui nou început, însă nu uităm că dacă îl vrei pe harapalp, trebuie să știi că posibil să faci curățenie și după calul lui, că mulți uită lucrurile acestea. Deci atenție pentru Ilenele Cosânzene, pentru că uneori ar putea să uite chestia asta. Iar un Jupiter în berbec îți dă acel curaj să spui da lui făt frumos, dar să nu uiți că uneori mai trebuie să faci și curat după el sau după calul lui. Ceva de genul ăsta, pentru că fix asta învață zodiile noastre la început de an, cumva să-și asume niște responsabilități pentru a-și îmbunătăți, să zicem așa, viața și, mă rog, viețile amoroase, ca să zic. Adică să nu ne mai fofilăm așa. Exact! Și să ai curaj. Adică, da, îl vreau pe Gigel, pe geluțul, pe geluța, dar asta înseamnă și o responsabilitate. Mm-hmm. Nu e totul doar, vai, ce frumos, giugulugu și... Nu, trebuie să... Bineînțeles. Și după ce își fac ei curaj să se deschidă către o nouă relație, da, dar... cu asumarea. Da, de asta spun, îți asum că o relație trebuie lucrată, adică nu gata, doar am curaj. Jupiter în Taur consolidează relațiile. Bine, va consolida toate tipurile de relații și financiare și emoționale, dar pentru că noi discutăm despre dragoste, posibil ca multe zodii să-și asume parteneriate, să se mute împreună, să facă, na, după ce am avut curaj să ies la întâlnire, îmi asum anumite responsabilități, apoi mă mut, mă logodesc, mă cunun sau fac un copil sau, mă rog, îmi asum niște responsabilități. Avem vindecare. 2023 este un an al vindecării pentru că Saturn, care vine el așa să ne învețe foarte multe lecții, va avea o intrare spectaculoasă în martie, chiar pe 8 martie, 17 martie, dar 8 martie va fi în Pești. Și ne învață vindecarea, ne învață iertarea, ne învață iubirea necondiționată, pentru că este foarte important să învățăm să iubim necondiționat. Adică nu te iubesc pentru că, te iubesc și atât, fără să am o așteptare, pentru că despre asta este vorba, să iubești fără să ți se ofere ceva înapoi. E mai delicată iubirea asta necondiționată, noi, că mulți... oamenii... Da, păi e pe schimb, da. Îți dau și îmi dai. Dacă... Și în relații, intrăm pe premiza că e parteneriat, eu dau ceva, tu dai ceva, adică nu te iubesc pentru ceea ce ești atât. Exact, dar învățăm și îți de acord cu asta să fie un echilibru și un schimb, nu doar să dai, pentru că deja te duci în altceva. Da, intră însă, în toxicitate. Exact, dar înveți și să iubești necondiționat. Poate că aici este vorba de a-ți deschide granițele. Chiar ar spune că acest Saturn în Pești, pe toată lumea, indiferent de zodie, o să învețe, o să ne învețe disciplina emoțională. Să ne disciplinăm emoțional, să înțelegem când este sacrificiu, să înțelegem când este toxic, când e prea mult, să înțelegem când vin
vine din prea plinul nostru, să înțelegem foarte multe lucruri. Însă acest Saturn în Pești ne disciplinează și ne deschide așa un canal către dezvoltare spirituală, rugăciune, rugăciunea ar trebui să nu lipsească și cumva poate chiar anumite ritualuri în cuplu să meargă fiecare, poate la o terapie, poate, nu știu, la o mănăstire, poate mai să... Mai face o curățare. Exact, mai... în Bali, în India, în Machu Picchu, unde mai vrea fiecare. Cred că dacă nu am posibilitate, pot să fac asta și acasă, mai aprind niște lumânări. Bineînțeles, să se aprindă o lumânare, să-și comunice sentimentele deschise, așteptările pe care le au. Oricum, acest Saturn o să-i ghideze foarte mult. A spune cumva că mulți se vor ierta, vor face un update așa în relație, vor ierta, dar ar putea totuși să fie și aceia dintre nativi care să fie legați la ochi, adică să fie foarte naivi. Pentru că totuși vorbim despre zodia Pești, care este un semn legat de Neptun, adică visare, iluzie, fugă de realitate și scenarita vieții, adică să-ți faci ce scenariu ai chef. Fiecare pe ce film este acum, că e telenovelă, că e turcească, că e spaniolă, că e mexicană, dar mă rog, să fie ceva. Vom vedea. Cert este că 2023 aduce și un Venus, care este planeta iubirii, printre altele a plăcerilor, bine, e și a banilor, ca o paranteză, dar se referă în discuția noastră la bani, va retrograda în Leu, care este un semn al pasiunii, al iubirii, al creativității. O să iasă cu scântei în vară, între iulie, între iulie și septembrie, 22-23 iulie, până în 4-5 septembrie, avem retrogradarea lui Venus în Leu, când toate relațiile vor fi testate. Adică, dacă ești într-o relație, așteaptă-te să fii testat. Orgoliu, mândria, cheltuielile, ai cheltuit iubii prea mult, dar de ce? Dar ce ți-ai luat? Dar de ce nu ți-ai luat? Sau, mă rog, tot felul de discuții. Exact, discuții legate de bani, discuții legate de gelozie, posesivitate, control, că de ce mi-ai luat crema de ochi și te-ai dat tu cu ea și eu cu ce mă mai dau? Adică poți fi chiar și de la chestii de genul acesta. De la, mă rog, o iubire de sine înțeleasă prost. Pentru că, din păcate, mulți o înțeleg un pic greșit. Ideea e că vor fi foarte multe discuții, dezbateri și o analiză amănunțită, pentru că Venus vine să testeze toate relațiile. Vom vedea care o să treacă testul, care nu. Cine nu îl trece, are timp să-și îmbunătățească viața până la finalul anului. E important ca noi să înțelegem că în momentul în care ne despărțim nu e neapărat sfârșitul nostru. Da, bineînțeles. E chiar adică e o încheiere ca de aici să pleci, să evoluezi în continuare. Nici nu-și dau seama, scuză-mă că te întrerup, nici nu-și dau seama ce binecuvântare este uneori o despărțire. Da. Pentru că am văzut și în sesiuni, întâlnesc tot timpul oameni care și-au schimbat viața într-un mod spectaculos, de la ar schimba business-ul sau aș deschide un business pe sufletul lor din pasiuni, a slăbi, a se transforma, adică nu recunoști persoana. Dacă dai așa ca o filă, dai seama, adică cum tu erai aici, nu poți să cred că tu erai aici. Da, și rămâi uimit. De multe ori poți să stai prea mult timp într-o relație și să te obișnuiești cu ea, chiar dacă nu mai e ce-ți face ție bine sau nu te duce la nivelul următor. Mai mult te ține în jos. Și poate că de multe ori o despărțire într-o relație care nu-și mai are sensul face un mare bine, îți face personal. Eu am observat lucrul acesta lucrând cu oamenii. Într-adevăr, e mai greu la început pentru că e vorba de neacceptare. Nu accept și mai ales sunt foarte multe atașamente și obișnuințe. Exact, însă sunt schimbări spectaculoase dacă dai voie să îți duci viața la un alt nivel. Eu spun tot timpul așa și aici ține de fapt de credința fiecăruia. Dacă credința ta este că Dumnezeu are plănuit pentru tine ce e cel mai bine, de fapt este un test al credinței că tu știi clar că Dumnezeu știe ce e cel mai bine pentru tine și te lași în voia sa. Și în momentul ăla se întâmplă de foarte multe ori să nu-mi iasă lucrurile chiar cum vreau eu. Și atunci, la început, e acea mică furie. Ah, dar de ce mie? Apoi mă întorc un pic în mine și mă întreb, ok, dacă asta vrea Dumnezeu, înseamnă că mai bine așa. Am puțină răbdare și apoi în câteva zile lucrurile se așează mai bine decât aș fi putut eu aici pe pământ cu mintea mea umană limitată. Exact. Pentru că mintea minte și mintea este limitată, oricât de mici genii ne considerăm poate sau avem senzația că suntem. Este vorba de a te abandona universului. Și asta aș recomanda cu Saturnul ăsta în Pești, abandon în credință și să-mi pun credința că relația se duce acolo unde este cel mai bine pentru ea. Iar Venus în Leu, asta să fie o foarte interesantă combinație. Să spunem așa, combinație, pentru că scoate din noi
ce credem noi că avem sau că nu avem, scoate din noi și scoate la suprafață din relație ceea ce nu ne așteptăm și nu am fi crezut că avem în interiorul nostru. Pozitiv sau pe negativ? Și sau pe pozitiv ambele? Și pozitiv și negativ. Da? Pentru că poate vom fi mult mai deschiși să ne arătăm iubirea. Afecțiunea Venus în leu este cea care vrea să arate. Este un fel de Don Juan care cântă balade sub balcon. Exact. Și de foarte multe ori mulți, nu vreau să fiu vulnerabil să-mi arăt ceea ce simt, vom simți să ne arătăm afecțiunea, dar totodată orgoliu, mândrie, pentru că sunt caracteristici mai puțin pozitive ale energiei leului și acestea ar putea să iasă la suprafață. Cert este că toate zodiile vor fi vor avea aspecte sau vor resimți această analiză pe care Venus o să o facă sau ar spune cumva că vor avea claritate dacă relația se merită a continua, să se continue sau relația nu merită, adică dacă nu se merge ce Dumnezeului, ce iau pe mere, dau pe pere, știi ceva? Mai mult consum decât... Exact. Și vom termina anul cu o altă retrogradare. Bine, vor mai fi retrogradări de-a lungul anului, dar și ultima retrogradare din an se închide anul cu un Mercur retrograd, va fi pe, la fel pe două semne, retrogradarea în Capricorn și Săgetător, când vor fi iarăși schimbări în relații. Poate că dacă nu am reușit în timpul anului, atunci vom mai avem niște decizii. Exact. Cu alte cuvinte, un an destul de încărcat, provocator în dragoste. Dar totuși avem o mare parte Jupiter în Taur, care Jupiter în Taur caută stabilitate. La început Jupiter în Berbec, curaj, apoi Jupiter în Taur, stabilitate, pur și simplu consolidăm relațiile. Venus vine, hai să vedem ce ați consolidat, să vedem dacă ține sau nu ține, iar la final de an poate ne vom spune niște lucruri, mai scoatem așa, poate revizuim anumite decizii sau, de ce nu, anumite dezbateri, conversații. Iar 2 ani și jumătate, Saturnul în Pești, poate să ducă iubirea la un alt nivel, iubirea de sine, disciplina emoțională. Practic, foarte mulți în relațiile de cuplu vor învăța să pună limite și să pună granițe sănătoase, pentru că sunt persoane, așa apar relațiile toxice. Nu avem nicio limită, nicio graniță. Exact, din frica de a nu-l pierde pe celălalt, acceptăm și ce n-ar trebui să acceptăm. Vine Saturn și ne rezolvă. Ne deschide ochii. Da. Foarte frumos. Abia aștept să vedem care... Hai să vedem. Câteva cuvinte pentru fiecare semn în parte. Berbecii au nevoie de mai multe călătorii cu partenerii, le-ar prinde foarte bine, cel puțin până prin martie, aprilie, aș recomanda lucrul acesta. Au curaj să înceapă relații până în primăvară, adică să călătorească, să socializeze, să facă cursuri chiar împreună cu partenerii și dacă au o persoană pe care o plac, o iubesc, o drăgesc, să facă următorul pas, adică să nu aștepte, domne, stai că să vedem semnalul vieții. Prind curaj, cu da, alte cuvinte. Prind curaj și te duci către ceea ce vrei. Aruncă-te cu capul înainte, îndrăsnește, inițiativă. Cumva, de fapt, este acel sentiment de entuziasm și inițiativă care poate să crească. După mai, lucrurile se pot accentua, să spunem așa, ca o deschidere către o relație mai serioasă, să facă lucruri împreună, să se mute împreună, să ducă către diverse oportunități, chiar și oportunități financiare împreună cu partenerii. Vor avea un test destul de delicat. Venus în leu îi testează cu adevărat. Testează dacă relația proaspătă, nou începută, se merită să treacă la următorul nivel. Și bineînțeles, cei care sunt în cupluri mai vechi ar putea să aibă copii, poate unul să-și dorească, celălalt partener să nu-și dorească. Ar putea să aibă discuții legate de copii, discuții legate de zona aceasta a creativității. Poate că unul își dorește un lucru, să înceapă un proiect nou, celălalt să nu susțină. Vor avea destul de multe discuții în cuplu. Venus în leu nu trece neobservată pe hărțile berbecilor în 2023. Dar ar spune că este un an destul de bun în care ar putea să își deschidă așa un pic sufletul și să crească și spiritual împreună cu partenerii și să găsească un echilibru, să găsească o direcție comună. Cei care își doresc copii ar putea să-și asume, dar e posibil să fie aici o mică situație. Poate o discuție, o dezbatere înainte de a lua această decizie. Taurii
Au tot felul de situații, cel puțin până în iulie. Complicate sau? Mai complicate puțin, pentru că avem totuși o karmă. Avem nodul sud în Scorpion, care este semnul opus taurilor. Într-adevăr, din mai vor fi super bine aspectați, da? Pentru că Jupiter, marele benefic, le tranzitează semnul. Ăsta o să aducă stabilitate, confort, plăcere, relaxare, când taurii sunt cu relaxare, iar Jupiter în taur accentuează aceste energii. Dar nu uităm că avem nodurile pe axa lor, asta înseamnă că pot fi schimbări. Din păcate, un pic mai mare atenție la eclipsa din 5 mai, pentru că este o eclipsă de lună plină, penumbră, o eclipsă care o să zguduie un pic lumea lor emoțională și în special relațiile. Va fi o eclipsă în Scorpion, semnul morții, al renașterii, pe casa cuplului și a relațiilor. Adică se pot încheia se relații... pot termina, vor fi niște finaluri karmice, să le spunem. Ar putea fi tot felul de răsturnări de situație, schimbări, lucruri neașteptate. Adică nu e ceva ce se cunoaște. Când avem o eclipsă, știm așa, cumva ca la teorie. Eclipsa este un eveniment astral care anunță schimbări. Ce fel de schimbări nu se știe. De ce? Pentru că este un impuls al Universului ca noi să evoluăm. Contează foarte mult și de rezistența pe care noi o avem, pentru că dacă ești în acceptare, le simți un pic mai bine. Dacă ești în negare și vai, nu vreau să cred, bineînțeles că o să te zdruncine și mai rău. Și putem să spunem că până atunci pot fi tot felul de situații, ok, nu ne gândim la ceva negativ, pentru că vor fi concentrați pe alte lucruri. Însă luna mai este un mare test în dragoste pentru acești nativi. Și bineînțeles, în iulie, august, septembrie vor fi situații legate de casă, de o mutare. Se testează foarte mult dacă sunt pregătiți să se mute într-o casă. Adică ok, am rămas împreună sau am început o relație sau am trecut de acea eclipsă care aduce o mare schimbare. Bine, pentru unii poate să fie căsătoria, poate să fie pozitiv. O schimbare nu se știe cum va fi, doar se știe că e o schimbare. Cum rămâne de la casă la casă? Unii se despart, alții acceptă relații, unii află tot felul de lucruri, Dar vor fi super testați între final de iulie până în septembrie, cât timp planeta Venus este retrograd în Leu, pentru că este casa lor a patra, care reprezintă casa, familia, locuința. Mă mut împreună, nu mă mut, vreau să cumpăr o casă, o cumpărăm amândoi, nu o cumpărăm amândoi, vor fi tot fel de situații. Însă avem și marele benefic totuși din luna mai, adică imediat după eclipsă vine marele benefic, chiar dacă Venus va retrograda, avem cumva și părți pozitive și părți care sunt provocatoare. Și atunci ne legăm și noi de acel Jupiter în Taur și spunem, ok, oricum ar fi, este spre bine, adică or să vadă și lumința de la capătul tunelului până la final de an, dar asta nu înseamnă că vor fi feriți de provocări. Așadar, taurii au un an intens în dragoste, cu o șansă de reevaluare foarte importantă în vară și chiar Mercurul retrograd în Fecioară va retrograda pe casa lor a iubirii, între cât 23 august 15 septembrie, iar își vor relua anumite discuții. Vor avea multe de discutat, solicitant în dragoste, dar vor fi și pentru evoluția lor. Pentru adică... evoluția lor, însă acest Jupiter în Taur îi favorizează. Adică oricât de încercați ar fi, vor avea o plasă de siguranță, totul se va întâmpla sub o ghidare divină. Adică spre binele lor să-și asimileze niște lecții și cumva, dacă ar fi să punem o concluzie și cum o să fie bine sau rău, o să fie foarte bine dacă vor învăța să-și extragă lecțiile din acele lucruri care nu ies cum vor ei. Dar cumva când vine vorba de tauri, ei fiind încăpățânați cu nevoia de a controla totul, când și le zici de pesimiști câteodată. Când le zici de acceptare, cred că le dă cu virgulă. Adică... dacă vor accepta, vor primi niște daruri extraordinare. Să fie un pic atenți în mai, să nu uite că vor avea mare benefic în semnul lor și indiferent cum va fi spre bine. Și bineînțeles că vor avea teste prin Venus în Leu retrograd și Mercur în Fecioară retrograd, asta nu este o problemă. Adică vor fi cumva șanse pe care Universul le oferă pentru a-și îmbunătăți relația. Fix așa să o privească. Vor rezolva niște lucruri care au rămas nerezolvate sau neclarificate. Finalul de an poate să fie un pic mai bun. Da, vor reuși să-și găsească un echilibru pe final. Exact.
Gemenii socializează foarte mult și pentru că ei socializează, bineînțeles că au șanse să-și întâlnească perechea. Mai ales cu marele benefic până în mai în casa lor a 11-a, care este casa grupurilor, ei sunt oricum super sociabili și se împrietenesc cu toți, peste tot cunosc câte o persoană, au șanse foarte bune să înceapă relații în primele luni ale anului. Bine, acum că începem cu un Marte retrograd în Gemeni, până pe 12 ianuarie să stea mai cu minții. După 12 ianuarie. Imediat o să treacă. Însă din 12 ianuarie până în 16 mai a spune că au drum liber în sectorul iubirii dacă vor ieși la evenimente, să socializeze, să cunoască oameni, pentru că așa se pot îndrăgosti. Adică apoi să nu stai în casă și te aștepți să-ți găsești jumătate, nu? Să ieși afară, te duci, te plimbi, să meargă la evenimente, să se înscrie la tot felul de cursuri, să cumva eu le spun și în consiliere așa, ce-ți place ție să faci? Să gătești, scrie-te la un curs de gătit. Acolo vei întâlni o persoană care are cel puțin o pasiune în comun cu tine. Împărtășiți ceva. Este foarte important să ai și pasiuni comune cu partenerul tău, să nu puteți să fiți identici. Asta e o nebunie, să căutăm o persoană care să fie la fel ca mine. Aoleu, ai putea sta cu cineva când gătine? Nu, n-ai putea. Dar mulți asta caută. Din punctul meu de vedere, este important să ne completăm, nu să fim identici. Și dacă sunteți identici, nu mai evoluați. Adică n-ai că nu ai ce să mai înveți. Că nu mai ai ce să înveți. Exact. A spune cumva să aibă o pasiune de un comun și bineînțeles cu acea persoană și bineînțeles să poată comunica cu ea. E foarte mare nevoie să comunice. Dacă nu comunici, au senzația că nu pur și simplu înțelegi. Exact. Și bine, sunt și foarte spontani, iar anul acesta vor fi și mai deschiși către zona asta să înceapă lucruri noi. Să înceapă lucruri noi, să experimenteze lucruri noi. Venus în vară, cumva până în mai, ar putea să se îndrăgostească, după mai lucrurile pot accelera către o relație mai serioasă. Cei care sunt deja în relații serioase, poate doar să înceapă activități noi cu partenerii lor, exact. Vor fi testați pe comunicare. De asta spuneam, comunicarea este foarte importantă. Venus va retrograda fix pe casa lor a comunicării. Poate că se vor simți neînțeleși în iubire, poate că vor simți că au multe să-și exprime pe acest sector. Acum contează foarte mult și scenariile pe care și le fac în cap și așteptările, închipuirile pe care le au. Exact. Da, pentru că e posibil că amândouă să privim pe masă, eu să văd verde, tu să vezi albastru și fiecare să înțeleagă ce vrea. Da. Sau invers. Să-și exprime mai clar intențiile, dorințele, nu? Exact. Și să spună foarte clar ce vor. Aici e o chestie foarte importantă. Nimeni nu ne citește nouă gândurile. Adică vrei ceva de la partenerul tău ca geamă, nu-ți fă tu închipuirea că el știe ce vrei tu. Nu citește gândurile, nici Superman, dacă ar fi. Mă rog, nu contează. Spune ce vrei. Nu te aștepta ca celălalt, pe data trebuia ca el să știe. Aoleu, de unde să știe? Să știe dacă tu nu-i spui. Da. Exact. Trebuia să mă cunoască, păi dar noi ne schimbăm de la zi la zi. Nici tu nu poți să ții ritmul cu tine însuți, însăți, da? Și atunci, cum ai vrea ca celălalt să știe exact cum vrei tu și ce vrei tu când ne schimbăm atât de repede? Vor fi situații pe comunicare și dacă vor călători în vară, le recomand să aibă mai multă atenție, pentru că în vacanțe se pot certa. Cum? Fix, da, fix plecăm în vacanță. Te duci la mare, acolo toată lumea în costum de baie și acolo ți amintești tu că de fapt de ce te-ai uitat în stânga și în dreapta și n-ai mi-ai zis nu știu ce și e posibil să iasă un pic cu scânteie în anumite excursii. Mare atenție cu cine mergeți în vacanțe, pentru că există posibilitatea aceea de a compara. Bineînțeles, să nu se compare lor cu... Da, pentru că fiecare relație este într-un stadiu, vine cu ceva, fiecare are de învățat altceva, nu poți să compari cum nivelul sunt eu. Cu, dar de ce nu știu care face nu știu ce lucru și mie nu mi se întâmplă? Pentru că tu ai tu nevoie de lucrul acela. Este important cumva să înțeleagă lucrul acesta. Ar putea să aibă schimbări foarte mari, poate chiar copii, dacă își doresc, în luna octombrie. Vor fi atunci două eclipse în octombrie, pe 14 și 28 octombrie. Mă rog, în luna octombrie sunt două eclipse și pot fi ceva schimbări în viețile lor. Ar putea să vină cu schimbări în dragoste.
Sau poate că cei care își doresc copii ar putea să-și asume, să-și construiască, să-și clădească o familie sau de ce nu. Sunt aspecte micuțe, dar ele pot fi luate în serios, că nu ne trebuie foarte mult timp să facem lucrul acesta. A spune cumva că vor evolua destul de mult dacă vor folosi aceste transite în favoarea lor. Racii au în 2023 mai mult înclinat către zona profesională, dar pentru ei familia este foarte importantă și iubirea este foarte importantă și categoric că vor da energie și acestui sector din viață. Însă, aș spune cumva că soarele răsare în acest sector mai mult din luna mai, cel puțin până atunci vor fi concentrați să înceapă tot felul de lucruri pe alte sectoare, însă după luna mai vor simți nevoia să se așeze un pic la masă și să-și facă așa un mic calcul, să-și dea seama, ok, aproape a trecut jumătate de an, hai să mă concentrez un pic și pe iubire. Și la fel vor putea să întâlnească iubirea prin prieteni, adică ieșind, poate să se pot înscrie în tot fel de grupuri noi, să se dezvolte. Cu cât își vor investi mai mult timp în dezvoltarea proprie, cu atât vor avea și mai mult acces la iubire. Să iubesc pe ei mai mult, vor atrage iubirea, pentru că noi atragem pe vibrația la care suntem. Mă iubesc și îmi dau mie atenție, atrag o persoană, dacă asta îmi doresc și asta este intenția mea. Cred că asta e, scuze-mă că te-am întrerupt, foarte important ca noi toți să înțelegem că noi atragem exact ce zici, ceea ce suntem. Dacă tu nu te respecti, nu te iubești, nu te admiri, nu ai vrea să fii cu cineva ca tine, normal că asta transmiți în exterior. Și dacă vrei să schimbi un pic lucrul ăsta, întâi uită-te la tine și începe cu tine. Bineînțeles, bineînțeles, pentru că atrași și acești. Da. E foarte, foarte important lucrul ăsta. A spune că au șanse să evalueze un pic diferit relațiile și să acorde mai multă atenție, dar la fel prin socializare și iubire de sine. Venus poate că o să-i testeze la cheltuieli, cât de mult cheltui în relație. Pentru că ei sunt foarte ocrotitori și să cumpere, să nu lipsească nimic partenerului. Da, sunt foarte de acord cu acest lucru, să dăruim partenerului, însă să fim un pic atenți cu exagerările, pentru că practic ridici stafeta. Dacă te-a pus să cumperi cine știe ce cadouri și poate celălalt nu-și permite să-ți cumpere la fel, sau mare atenție că aici se pot crea foarte mari gafe. Adică e posibil, acum depinde și cum stau ei cu banii și cum sunt cuplurile, că sunt unii care au banii la comună, alții care au separat. Ideea este că racii, cei care sunt în cupluri mai ales, ar putea să aibă discuții legate de bani în timpul verii și chiar discuții sau reproșuri pe Mercur retrograd, în special Mercur retrograd în Taur, Mercur care va fi mai aprilie-mai, 21 aprilie 15 mai, Mercur retrograd în Fecioară, 23 august 15 septembrie și, bineînțeles, și în iarnă, din 13 decembrie până în 2-3 ianuarie 2024, vor avea destul de multe discuții legate de bani. Și în cuplu, deși mulți spun că poate că altele sunt problemele, gen sexul sau, mă rog, manșelama, nu știu ce, cele mai multe probleme apar și din lipsa banilor sau faptul că nu știu, se gestioneze sau poate că au ceva neregulă în privința banilor, contracte, fiecare cu treaba lui sau, mă rog, tot fel de chestii. Unul câștigă mai mult, altul mai puțin, care exact, cât pune, cum împărțim. Da. Banii sunt, din păcate, pentru că ar trebui să fie doar un subiect de plăcere când discutăm despre bani, în anumite cupluri să fie, de fapt, durere, motiv de supărare. Vor avea discuții destul de interesante și clarificări. După mai se concentrează mai mult pe dragoste, vor rezolva problemele financiare în cuplu și a spune că există posibilitatea să își elibereze și să ierte foarte mult, să-și elibereze anumite sentimente negative sau supărări din trecut. Pe care le-au băgat sub preș și nu au vrut să le scoată la suprafață. Da, că e mai simplu așa. Să le ascundem decât să discutăm despre ele. De ce să dăm banii pe terapie? Putem să ne prefacem că nu s-a întâmplat nimic. Da, și să fim nefericiți toată viața. De ce să facem asta? Lei. Ei sunt
Se îndrăgostesc frumos. Jupiter în Berbec activează leilor dorința asta de noi începuturi, tot semn de foc. Bineînțeles că vor avea niște oportunități interesante, în special de a călători, da, cel până vine Venus retrograd. Prima parte a anului interesantă, benefică. Da, ar putea să pună bazele a ceva nou, sunt deschiși către noi începuturi și chiar dacă Venus este retrogradă în semnul lor și vor fi în dragoste foarte testați, practic eu aș spune să privim acest Venus retrograd ca o binecuvântare, pentru că ei vor avea oportunitatea să-și revizuiască relațiile sociale, sentimentele și clar să aibă clarificări, adică să știe clar ce vor. Li se testează sufletul, li se testează relațiile, li se testează cumva, e cazul să mai continui sau îmi văd de treaba mea. Mi se dă acel vâl de la ochi, în așa fel încât să nu mai trăiesc lângă, în iluzie. Exact, și lângă o persoană cu care eu nu mai pot să mai fiu sau care nu mai este la momentul ăsta centru nevoie. Exact, sau pur și simplu nu mai pot eu să-i mai ofer ce are nevoie. Cumva nu este un echilibru. Este un an destul de interesant, a spune, pentru că, da, în călătorie ar putea să-și descopere iubirea, să se îndrăgostească, cel puțin până în mai. Apoi o să ducă atenția mai mult pe carieră, iar în vară relațiile le sunt testate. Din septembrie, final de septembrie-octombrie, lucrurile se mai clarifică într-un fel sau altul, măcar au o idee despre ce vor să construiască pe viitor. A spune că 2023 oferă leilor șansa să-și reorganizeze viața, iar asta este foarte important. Chiar dacă pot fi și despărțiri, chiar dacă pot fi situații imprevizibile, să se îndrăgostească de persoane la care nu se așteptau sau să pur și simplu așa să vină o situație neașteptată, totuși li se dă șansa să-și îmbunătățească viața. Iar asta este minunat. Adică îi pune pe drumul cel bun. Da. Sau pe da. Direcția în care ei trebuie să se îndrepte. Bineînțeles. Și de asemenea vor înțelege și dacă ei cu adevărat se iubesc sau e doar bifarea unui șablon. Dacă fac asta, fac asta, fac asta, înseamnă că mă iubesc. Nu e chiar așa. Este foarte important și cât de fericit și mulțumit ești tu cu tine, care este starea ta interioară, dacă e liniște sau e furtună în interiorul tău. Și cumva se vor testa lucrurile acestea. Un an al testelor pentru lei, însă au șanse să-și îmbunătățească viața. Dacă nu ai un test, poți să iei acea diplomă. Așa e, da, testul e doar ca tu să evoluezi. Exact, să evoluezi. Și adică nu ai cum să mă duc la facultate dacă n-am luat diploma de bac. Exact, da. Cam așa. E doar trecere spre nivelul următor. Dacă ai luat test, tu te duci în direcția potrivită ție. Dacă nu mai repeți. Nu mai repeți, absolut, exact. Fecioarele au un an interesant. Chiar da, pentru că Saturn va fi în semnul lor opus. Asta înseamnă casa șaptea, care este o casă a căsătoriei, a relațiilor de toate tipurile, cei drept, dar aici includem și relațiile de lungă durată. Și da, vor să aducă iertarea în viața lor, vor să aducă înțelepciunea, se pot înțelepți. Este fix acea energie a înțelepciunii. Experimentez tot felul de lucruri în așa fel încât să îmbrățișez înțelepciunea, niște lecții foarte importante. Vor învăța să nu mai fie salvatori, pentru că ele oricum sunt semnul sănătății și de la sănătate la salvare e un mic pas când este vorba de iubire. Să nu se mai sacrifice, să nu mai accepte sau să facă anumite compromisuri doar de dragul. Ele au chestia asta, nu că pot să îmbunătățesc, pot eu să-l schimb. Pot eu să-l schimb. Așa da, că se dezvoltă eu, cu mine. Exact, lasă că fac eu magia vieții. Da, nu da. Prea merge. Pentru că este o vorbă din bătrâni, nu pur schimbă părul, dar era vorba. Ori fi ei mai înțelepți, adică ori știind ei ce, să ne schimbăm, da, ne schimbăm dacă vrem noi. Exact. Ne schimbăm dacă vrem noi, iar testele, dacă cu adevărat ne-am schimbat, ele tot or să vină. Păi adică numai, nu există că gata, m-am schimbat și acum nu o să mai fiu testat. Nu. Și atunci fecioarele au posibilitatea să-și pună granițe sănătoase în relații, să înceapă relații, dar fără sacrificiu și fără tot felul de iluzii. Eu aș spune că e un an foarte interesant și bun pentru ele pe iubire, dacă vor elibera, cum spuneam, sacrificiile, iluziile, așteptările nerealiste și, bineînțeles, să nu se mai critique. Ar fi foarte important să nu mai critique absolut nimic în jur. Pot fi ceva discuții
discuții și legat de banii la comun, iar testele sunt mai mult despre ele, nu sunt despre ceilalți. E mai mult testată iubirea de sine, este mai mult testată încrederea în relație, cât cred eu, pentru că totuși sunt un creator și ceea ce cred eu poate să devină realitatea mea. Adică nu poate devine realitatea mea mai devreme sau mai târziu, e doar o chestiune de timp, că în viața asta, că în altă viață tot o să trăiesc ceea ce am crezut eu. Da, este un an foarte interesant pentru fecioare. Se pot căsători, pot să întâlnească persoane potrivite, doar că sunt în testele astea să fac totul cât mai sănătos pentru mine. Iertare, vindecare, eliberări, vor căuta seriozitate, categoric. A zice că acest Saturn în casa a șaptea le ajută tare, dar o să le ajute dacă, într-adevăr, or să pornească cu dreptul într-o relație. Adică fără compromisuri, exact. Fără să iei pe cineva, exact cum ai spus tu, că lasă că se schimbă pe parcurs. Exact. Nu? Îl iei pentru ceea ce este. Și testele legate de iubirea de sine. Cu atât mai mult. Balanța este binecuvântată. În sfârșit avem o super fericită. Începe anul bine. Anul ăsta e în vacanță. Exact. Păi balanța vine și ea cu un Jupiter în berbec la începutul anului. Deci poate să se mărite, să se însoare, să facă ce vrea ea. Are undă verde, să zic așa. Are verde la semafor. E de bine. Cel puțin până în luna mai lucrurile merg foarte bine și chiar și după pot să-și consolideze relațiile. Bine, nu uităm că vom avea un nod sud, o karmă care va intra în iulie în semnul lor. Asta înseamnă că după iulie vor fi și reîntâlniri karmice, se vor declanșa tot felul de reîntâlniri karmice sau ar putea să revine situații din trecut nerezolvate. Pur și simplu or să se dezvolte foarte mult, or să crească spiritual foarte mult, dar mare parte din an vor avea în berbec semnul lor opus, semn legat de căsătorie, transite importante. Până în 16 mai Jupiter în berbec, care aduce noul entuziasmul, curajul de a lupta pentru o relație sau de a merge către o persoană să o cucerească. Și chiar dacă vom avea această karmă în balanță, care le mai temperează un pic, le mai testează, la polul opus va fi nodul nord în berbec, tot pe casa lor a șaptea, timp de un an și 8 luni. Momentul în care destinul, nodul nord, va tranzita din iulie 2023 până în ianuarie 2025, casa lor a șaptea, păi au timp să-și înceapă la relații și să se căsătorească cât vor ele. Sau să testeze terenul dacă relația merge, nu merge, e potrivită, nu este potrivită. În schimb, în dragoste, pentru că și prietenii sunt tot relații de iubire, vor fi testați pe zona prietenilor. Din păcate, Venus în leu poate să le aducă în față anumite situații vis-a-vis de prieteni. Că poate am o prietenă care îmi place soțul sau că poate soțul tău lui Gigi ca să uită după nu știu cine sau vor fi adică chestii suiropoase așa, interesante. Telenovele. Da, dar astea fac parte din viață, cum ar fi să nu le avem. Adică cine nu recunoaște că nu sunt, nu recunoaște, dar nu că nu sunt. Nu există. Exact. Și atunci vor fi și situații de genul acesta, vor fi niște teste legate de prieteni, gelozii în grupul de prieteni, sau tot felul, că acum se poartă tot felul de situații. 2, 3, 7, înțeles? Da. Pentru cine are mintea deschisă și poate și face să... bine. Bineînțeles că orice îți face bine ție, nu înseamnă că trebuie să accepte toată lumea, dar să fim în cumva... Să nu judecăm. Fiecare să aleagă ce dorește în cuplu. Dar aici ca o recomandare, pentru că tot mai des îmi vin astfel de situații la cabinet. Mai dacă nu vrei cu adevărat să experimentezi o chestie de asta, nu fă pentru partener, pentru că cuplurile care au ajuns la mine, majoritatea s-au despărțit. Exact, și îți rămân traume și pentru relațiile în care intri după. Da, da, pentru că nu este pentru toată lumea. Nu judecăm, ok, poți să faci ce vrei tu în dormitorul tău, dar să fii sigur că vrei. Nu să faci un compromis pentru partener, pentru că cel puțin din cazuri, câteva, nu foarte multe, pe care eu le-am avut cel puțin în 2022 la cabinet, s-au despărțit. Pentru că el a vrut, ea n-a vrut, sau combinat timp acolo între ei ce au făcut. Nu mă pricep foarte bine să dau detalii, dar probabil că cine știe, cunoaște. Ideea este că nu fă ceva ce nu vrei doar de dragul că vrea partenerul tău să experimenteze nu știu ce lucruri sau
Tu, și femeile sunt cele care propun, nu? Adică nu dăm vina doar că, domne, partenerul a vrut. Cred că trebuie să te cunoști foarte bine pe tine și să știi până unde limitele poți merge și până unde nu. Exact. Adică nu accepta... Balanțele, mare atenție cu, nu știu ce nume are toată încurcătura asta, dar cu amatlicurile, hai să le spunem așa. Asta așa, în grupurile de... Așa, grupuri de îndrăgosteală care nu știm exact de unde începe și unde se termină. Să fii atenți. Ești unii de alții sau... Da. E important cumva să fie foarte atente. Scorpionii. Scorpionii au în dragoste tot felul de situații interesante. Se pot îndrăgosti anul acesta. Pot iubi necondiționat. Pot iubi... Bine, scorpionul ba iubește, ba nu iubește. La el nu este cu jumătate de măsură. Saturnul în pește activează casa copilului, deci ar putea să aibă copii, ar putea să se îndrăgostească, ar putea să ducă relația la un nivel înalt, chiar să înceapă un drum spiritual cu partenerii, pentru că un Saturn în pește în casa 5 activează și creativitate, dar și disciplinarea talentelor creative sau, de ce nu, spirituale. Să mediteze împreună, să facă tot felul de ritualuri împreună sau să experimenteze diverse lucruri. Copil, iubire, iubire de sine, se vor descoperi pe ei sub alte forme nebănuite și, bineînțeles, că Jupiter în Taur activează căsătoria, se pot căsători, ar putea să semneze contracte cu partenerii, acte importante, cum ar fi și un act care nu expiră niciodată, tocmai de asta trebuie să fie foarte atent dacă îl semnează, mai exact actul de căsătorie, el poate fi rupt, dar nu expiră. Așadar, un pic atenție. Da, au un an interesant. Într-adevăr, eclipsa din mai poate să-i guduie și pe ei un pic. Da, va fi o eclipsă semnul lor. Însă, a spune că per total la un an destul de bun în dragoste. Jupiter pe casa a 7-a, Saturn pe casa a 5-a, sunt teste, nu înseamnă că e simplu, dar au de lucru, au pe ce să lucreze, au ingrediente și energie pentru a lucra, pentru a-și îmbunătăți relația. Și cred că cel mai important este iubirea de sine. Saturnul în casa a 5-a, clar că vor înțelege exact ce este iubirea de sine și vor renaște. Mai ales în vară. Venus nu îi afectează atât de mult pe partea asta de iubire, mai mult o să activeze zona de carieră sau tot ce înseamnă zona cheltuielilor, pentru că, așa cum spuneam, Venus este atât iubire cât și partea banilor, plăcere și bani. Un an bunicel. Bun, pentru, ca pentru, și la balanță de astfel. Da. Doar să cu mici detalii, adică să ingredientele. Ai văzut când pui prea multă sare? Da, fără sare nu e bine. Dar și cu prea multă nu exact, mai mănânci. Exact. Asta e, să fie... Echilibru. După gust. Da. Să fie după gust. Săgetătorii încep anul cu acest Marte retrograd, într-adevăr, dar nu înseamnă că tot anul o să țină așa, categoric. Aș spune că au și oricum încep cu dreptul. E un pas mai mic, așa, pentru că este și Marte retrograd, dar totuși încep cu dreptul, pentru că Jupiter se află în casa lor a 5-a, a iubirii. Și, bineînțeles, că ar putea să înceapă relații, să se îndrăgostească. Jupiter în berbecă activează și mai multă creativitate, activează cumva un potențial de a-și deschide sufletul, de a porni pe o nouă direcție. Chiar să aleagă ce n-au ales până acum, ce să experimenteze. Exact. Și de fapt pur și simplu să țină cont de gusturile lor, de ce vor ei cu adevărat în dragoste, nu ce vrea mama, ce vrea nu știu cine, ce vrea... Mărită-te cu Gigel, care are casele. Exact. Sau că o să-ți ofere... Aici e cea mai mare... cea mai mare greșeală să crezi tu să-ți faci niște presupuneri. Niciodată în viața să nu-ți faci presupuneri. Ia lucrurile pentru ceea ce sunt, nu ce ar putea fi. Da, pentru că presupunerile sunt cel mai mare test să presupui. Tot timpul e altfel. Dacă presupui ceva, gândește-te că e altfel. Tot timpul. Orice ai crede, cred că nu știu ce se întâmplă, cred că mai gândești. Da, adică să-ți dai voie să consideri că e posibil și să te doară sau să iasă mai bine decât gândești tu mai în perioada asta, știu eu. Bineînțeles.
se îndrăgostesc în prima parte a anului, ar putea să se mute cu partenerii. Saturnul în Pești activează această zonă a caselor, dacă vor să facă o schimbare, să aibă răbdare să-și construiască o familie, dar într-adevăr, pe lângă răbdarea asta de a-și construi o familie, poate să fie și răbdarea de a face următorul pas. Adică este foarte important să fac totul la momentul potrivit. E ca și cum vreau să nasc la 7 luni. Trebuie să aștept până la 9 luni. Adică e spre binele meu să am răbdare. Unele lucruri nu le putem grăbi. Asta am învățat pe propria piele, că totul are un curs. Adică oricât vrei tu să bagi piciorul în accelerație, dacă nu e momentul, poți să dai peste cap, nu se întâmplă. Bineînțeles, bineînțeles, și atunci este foarte important să avem, să avem răbdare. Aș spune că săgetătorii să aibă un pic atenție cu Venus retrograd în Leu, dacă vor călători iulie, august și chiar și prin septembrie în relații, adică să fim de acord unde plecăm, ce facem, care este itinerariul și așa mai departe, adică să ne punem de acord cu partenerii, pentru că ei sunt foarte activi și poate ori să dorească să fac și de aia și de aia și de aia, și dacă ai un partener care e super obosit, este într-o epuizare, hai să-l luăm cu binișorul pe partener sau să găsim o variantă în care să ne bifăm nevoile și unul și celălalt, pentru că ar putea să aibă ceva teste în relații pe această zonă legată de călătorii, cheltuieli pentru călătorii, că poate ai un partener care sau parteneră care vrea să investească, nu știu ce, echipamente sportive și tu zici, pe da, dar ia-ți banii mei de geantă, vreau să-mi iau nu știu ce gentuță sau vreau să-mi iau niște pantofi, nu? Dăm pe nu știu ce schiuri sau nu știu ce chestii, bine, în timpul verii poate să tu la schi, să duc în altă parte, nu contează, dăm așa exemple. Să se pună de acord. Exact, să se pună de acord în cheltuielile pentru plăcerile lor. Că poate... Să nu ia banii partenerului să-și cumpere ei nu știu ce mașină. Exact, sau cine știe ce alte echipamente sportive sau în sfârșit lucruri de genul acesta. Ca o concluzie pentru săgetători, poți să-și construiască o familie, poți să facă copii, da? Jupiter în casa 5-a are legătură și cu copilul, iubire, copil, și a spune cumva că sunt deschis să experimenteze cât mai multe lucruri. Un binișor. În relații sau în afara relațiilor. Și se cunoaște că săgetătorul este chiar cel mai... Are nevoie de libertate. Trucul ar fi, dacă el știe care, sau ea sau el cunoaște, simte că are libertate, nu o să facă nimic. Dacă simte că este restricționat și că nu are voie să uite stânga-dreapta, atunci cu adevărat o să facă. Da, vrea ce nu poate să aibă. Exact, ca copii. Ca orice om până la urmă. Pentru că de obicei atunci când ți se spune nu, doar în momentul în care știi că poți să faci ce vrei, dar că nu e ok să faci lucrul ăla sau că nu te ajută, că nu-ți dă o stare de împlinire, n-am nevoie, sunt bine în relația mea, nu am nevoie să mă duc să mai mănânc nu știu ce chestie, dacă eu am mâncat deja. Exact. Și sunt bine cu rețeta mea. Cred că în principiu ar trebui să le dăm posibilitatea partenerilor sau partenerilor să se exprime așa cum sunt ei. Pentru că doar așa ai posibilitatea să-ți dai seama dacă tu te potrivești cu adevărat cu persoana respectivă sau nu. Pentru că dacă îl vezi și îl obligi să facă doar ce-ți dorești tu, e posibil ca, nu știu, după 20 de ani de relație să zică mulțumesc, mi-a ajuns, eu am plecat. Da. Adică uită-te la om pentru ceea ce este și acceptă dacă vrei pentru ceea ce este, nu încerca să-l îngrădești. Da, păi mai devreme sau mai târziu tot adevărata natură o să-și facă loc. Da. O să țină până... Dar este mult mai bine să știi că ai libertate și aici nu e neapărat că fiecare poate să considere înșelatul bea o cafea cu o prietenă sau cu un prieten până la, nu știu, a avea sex cu o altă persoană. Fiecare se poziționează undeva. E foarte important să discutem mult despre care sunt limitele sau ce este acceptat și ce nu este acceptat. Exact, ce e ok pentru mine, dacă e ok și pentru tine, dacă nu, hai să vedem cum facem. Exact. Aș spune că e un an interesant pentru săgetători care se îndrăgostesc, fac case, una sau mai multe și reușesc să aibă parte de aventură. Capricornii, mai bine în dragoste după mai, pentru că Jupiter în Taur activează fix casa a 5-a, care este casa iubirii, dar și a copilului. Cei care își doresc copil au un an în față să aibă acest cadou, binecuvântare. Cei care nu vor să se protejeze un pic mai mult, pentru că un Jupiter în Taur activează fertilitatea.
Și a spune cumva că relațiile se pot consolida, cei care sunt proaspeți îndrăgostiți, căsătoriți, or să facă pași frumoși în față, iar celelalte cupluri care au mai mulți ani vechime, cu adevărat ar putea să-și găsească plăcerea în lucruri noi, adică să înceapă să facă alte lucruri, să aducă plăcerea în viețile lor prin diverse experiențe. Experiențe care să le aducă și stabilitate totodată, dar și deschidere către mai mult, din toate punctele de vedere, și emoțional, și financiar. Pentru că pot fi activități care să aducă și profit financiar, mai ales că discutăm despre Capricorn, care ei sunt cu munca, să combine munca și iubirea. Ar putea să călătorească un pic mai mult cu partenerii și vor avea într-adevăr discuții pe teme financiare. Deci ei, Venus în Leu va testa finanțele la comun cu partenerii. Asta ar fi un lucru la care să aibă ei atenție. Retrogradarea lui Venus în Leu, pentru că poate or să descopere niște lucruri sau poate că or să dorească să-și pună deoparte niște bani sau să achiziționeze ceva. În sfârșit, vor fi discuții de tratat cu seriozitate și fără orgoliu și fără mândrie legate de zona banilor. Altfel, prima parte a anului, oricum avem un destin, nodul nord în casa iubirii și da, vor fi și provocări, dar și lucruri foarte simpatice, adică din provocări or să iasă și lucruri bune. Și bineînțeles avem și Jupiterul acesta în Taur, de care spuneam că se vor bucura nativii Capricorn. Copil, iubire, călătorii, activități recreative din care să câștige împreună cu partenerii, de ce nu, și multe, multe călătorii sau cursuri, în special pe zona asta spirituală. Adică se vor deschide foarte mult spiritual și or să-și schimbă perspectiva asupra vieții. Vărsătorii au un an în care se concentrează poate mai mult să comunice ceea ce vor ei cu adevărat și da, cei care sunt deja într-un cuplu vor simți nevoia să-și formeze o familie, să se mute la casa lor, să se apropie de parteneri sau de ce nu să facă o schimbare prin tot ce înseamnă casă, energie, atitudine referitor la viața de cuplu sau viața trăită în comun, pentru că poate mai sunt și care locuiesc cu socrii sau cu partenerii, cu părinții partenerului, partenerei. Și aici pot fi ceva schimbări și ar fi bine să facă o analiză și să revizuiască un pic lucrurile. Relațiile vărsătorilor pot fi îmbunătățite, cel puțin până când Venus retrogradează, pentru că Venus în retrograd o să aducă teste destul de intense. Casa Leului este casa lor opusă, casa șaptea, și atunci, da, vor avea destul de frumoase testele, dar aceste teste vor fi destul de interesante pentru că o să edifice ce am de făcut exact. Vor primi răspunsul, rămân în cuplul ăsta sau nu rămân. Cei care rămân se mută la casa lor să-și construiască ceva, cei care nu se vor reîndrăgosti, se vor reorganiza. Bine, acum ține de la fiecare la fiecare, pentru că dacă ai capacitatea, dar asta nu... Nici nu poți să obligi pe cineva să înțeleagă. Exact. Este vorba de nivelul de conștiință la care se află. Pentru că dacă este un om trezit, care se roagă, care meditează, care citește, care înțelege altfel lucrurile, o să zic că, geluțule, mulțumesc că te-am cunoscut, ai adus multe lecții în viața mea, sper să fii fericit și eu îmi văd drumul meu. Dar dacă, aolo, a făcut adres, da, m-a părăsit, ce stai acolo, să fierbi în răutate și în ură și în alte de-astea, normal că nu o să fie simplu. Recomandarea ar fi cumva trezirea asta spirituală și înțelepțirea, dar asta nu vine forța, nu putem să forțăm. Da, și fiecare experimentăm ce avem de experimentat. Bineînțeles, la nivelul la care suntem. Durerea este pentru toată lumea, toți suferă, dar contează foarte mult și modul în care facem față situațiilor și cum acceptăm anumite lucruri, pentru că totul ține de acceptare și de a înțelege că e spre binele nostru. Au un an, eu spune, interesant. Bine, se concentrează și pe iubire destul de mult, pentru că au acest test cu adevărat în relație, adică fix pe casa relațiilor și bineînțeles că mulți n-or să treacă testul, dar e spre binele lor. Înseamnă că mai au de lucrat ceva pe acolo. Foarte, foarte important lucrul acesta. Un an provocator pentru vărsători, dar
cine e ok, merge mai departe. Cine nu, este întors din drum să își refacă lucrurile. Peștii au pe Saturn care urmează să le calce pragul și nu o să mai plece. 2 ani și jumătate, da, o să fie drăguț și interesant pentru ei. Da, bineînțeles că o să-i transforme foarte mult. Peștii sunt într-un punct important în care vor avea parte de transformări. Unele chiar miraculoase, cei care vor avea inima deschisă, cu adevărat, pot avea miracole în viața lor. Pentru că e vorba de testarea credinței și este vorba de testarea a lui cât merit, cât merit eu, cât merit să aduc în viața mea, cât merit să primesc în viața mea. Saturnul acesta în pește a spune cumva că îi disciplinează, vor învăța să spună nu, vor învăța să nu se mai sacrifice în relații, vor învăța să se uite în sufletul lor și să fie autentici. Adică să nu mai arăta, sunt cu X, păi nu-i place nu știu ce, gata, îmi pun o mască, îmi pun o mască. Nu mai zic nimic și... Vor învăța să nu se mai ascundă, să fie autentici și să își dea voie să se exprime direct, exprimarea asta directă, sinceră. A spune că, da, se pot îndrăgosti, pot să-și facă schimbări în relații, poate că unii vor simți nevoia să se logodească, să se căsătorească sau, mă rog, să treacă la următorul nivel. Și desigur că vor fi și situații copleșitoare, în special pentru cei care se îndrăgostesc pe la muncă sau care au ceva combinații așa mai ascunse pe la locul de muncă. Mare atenție că asta, cel puțin în Venus, cu perioada lui Venus retrograd, vor ieși la suprafață, pentru că este un Venus retrograd în casa lor a șasea, care e casa muncii, combinată cu iubirea. Dacă ești combinată cu șeful, fii atentă că se află. Da, sau dacă nu știu ce încurcătură mai ai tu cu nu știu ce șefă de-a ta, la fel. Adică pur și simplu vor fi tot felul de situații care vor ieși în lumină. Pentru că Saturnul ăsta vrea disciplină, vrea adevăr, vrea seriozitate. De fapt, îi responsabilizează pe pești să fie real, să fie sincer și cumva să aducă în viața lor iertarea, să aducă în viața lor acea relație care să îi umple de bucurie. Da, au să mai facă compromisuri. Da, da. Pentru că ei sunt maestri de a accepta lucruri pe care pe care nu le vor și după asta se plângă. Exact. Da, măi, știu de ce te bagi. Da. Adică pe genul, dacă am știut în ce intru, gata. Nu mai plâng eu asta recomand. Ori accepti. Dacă știi că ceva nu e cu vrei tu și totuși accepti, nu te mai plângi. Nu mai ai dreptul să te mai plângi. Ori închei, bagajelele și ai plecat și te plângi după aia pentru ce s-a întâmplat, dacă mai e cazul. Dar dacă tu accepti cu bună știință, de exemplu, știu că Gigica mă înșeală, dar eu nu mă despart de acu, iubesc. Și sau fiecare că avem copii împreună. Exact, nu contează motivul, că motive sunt multe, sunt doar scuze. Da, știi, în gură, ai acceptat, vezi de treaba ta, leagă-te la gură și gata, du-te la terapie, du-te, roagă-te, meditează, fă ce vrei, dar momentul ăla nu e ok, pentru că stima ta de sine la pământ, ok, accept că așa vrea eu, să mă și ele, să facă ce o vrea, da, eu o accept. Și ți-ai văzut de treaba ta, dar nu accepti și te plângi că de ce se întâmplă lucrul ăla. Și femeile și bărbații, din păcate, fac această greșeală și nu rezolvă nimic, adică nici nu ies din situație și stau și în suferință. Ori accepti și îți vezi de treabă. Cred că te încarci și cu ceva, că îi mai povestești lui mama, îți plânge de mine, te victimizezi, primești un pic de atenție, știi? Adică e un cerc din ăsta. Ei, de fapt ai și tu un avantaj. Da, păi asta zic. Nu știu ce ți-a făcut și uite ce rău e Gigel, dar tu de ce nu pleci? Dacă e el rău. Că nu mai primești atenția celor din jur, că uite-l pe săracul ce-a pățit. Da, exact. Este important cumva să fie sincer, să pune granițe sănătoase și să se disciplineze emoțional, disciplina emoțiilor. Și le recomand să se deschidă către Dumnezeu și vor primi o ghidare excelentă prin îngeri, prin semne, prin sincronicități. Eu aș spune că Saturn în pești, pentru nativii pești, o să aducă miracole, fix așa văd, miracole și în iubire, dar în primul rând să fie acea iubire cristică divină față de ei, dar și față de ceilalți și să fie autentici. Vor avea un an interesant. Cu alte cuvinte, avem un an interesant pentru toată lumea. Da. Unii se căsătoresc, alții suferă, unii se despart, alții se îndrăgostesc, dar pe total
Eu nu cred că există bine sau rău. Exact. Este doar calea ca noi să evoluăm spre binele nostru și suprem. Și totul se întâmplă perfect ca noi să evoluăm, pentru că dacă ar fi numai roz, cum ai ști că e roz? Și cred că la cine e mai greu e pentru că au făcut altele în spate și acum vine plata. Din păcate, adică... și că mulți poate o să se supere pe mine, dar mi-asum asta, primești ceea ce meriți. Exact, pe asta zic că... cum adică eu nu merit asta? Ok. Nici nu trebuie să dai mai multe explicații. Da, pentru că cine vrea să înțeleagă, înțelege. Dar de ce mi se întâmplă mie asta? Iarăși este o întrebare pe care ar fi mai bine să o schimbăm cu ce pot să fac să fie mai bine din lucrul ăsta. Care este scopul? Care e partea bună? Cum pot să crești și să evoluezi din această situație? Pentru că, dar de ce mi se întâmplă mie? Tu practic deja ai spus universului, adică lui Dumnezeu, știi tu mai bine decât că și cum îl iau pe Dumnezeu la rost în planul lui divin, da, cum ai avut tupeul ăsta să mă despars tu pe mine de geluțul, că uite, nu, în momentul în care, dar despre asta este vorba, cel puțin asta a fost conștientizările mele în 2022 și chiar și dinainte, dar ele s-au conturat și mai mult în 2022. Am înțeles cumva chestia asta, că în momentul în care mă iau la ceartă cu Dumnezeu, practic eu resping voia divină. Cum să fac lucrul ăsta? Adică cine sunt eu? Și dacă ne uităm așa în univers, suntem la coada universului, adică dacă ai curiozitatea, caută să vezi unde ne situăm, exact. Și în momentul în care te iei la ceartă cu această sursă de iubire, care de fapt nu-ți vrea răul, adică nici într-un caz, și răul ăsta de fapt nici nu există. Este foarte important să vezi iubirea în absolut tot. Și în momentul ăla îți dai seama cât de sus ești tu când începi să vezi părțile bune din tot ceea ce ți se întâmplă. Exact. Pentru că, dacă vrei să vezi mai rău, găsești motive de rele. Dar atunci nu te lua la ceartă cu Dumnezeu că nu te mai iubește nu știu care, și tot timpul îmi spun lucrul acesta. Ok, dacă nu este așa cum vreau eu, înseamnă că Dumnezeu are o cale mai bună pentru mine. Și cred că e foarte important să învățăm să nu mai forțăm lucrurile. Da, eu am învățat asta în 15 ani de relație și nu mai știu de căsătorie câți avem, dar mulți. Dar suntem de 15 ani împreună și cred că 8 ani de căsătorie, uite că... Mulțumim, fericiți. Da, cu, Doamne ajută, cu bune și cu mai puțin bune. Că, să știi că au fost provocări, adică nu există când mai aud așa... Bine, eu niciodată nu zic vârsta, dar am poate uneori par mai mică, altor par mai mare. De funcție de cum găsești în ziua cât de mult am muncit și mai vin, lucrez cu oameni care sunt mai mari decât mine, de cele mai multe ori. Probabil că mulți îmi spun m-a atras așa înțelepciunea ta, dar și mă uit că au cu 10-15 ani mai mult decât mine și zic ok. Da. Și n-ai tu de unde să știi relații și zic, știți, am o relație de 15 ani. Adică și rămân, da, și zic, înțeleg, că nu există o relație care să fie doar lapte și miere, așa ceva, e o minciună să spui chestia asta. Pentru că noi suntem diferiți, am crescut în medii diferite, gândim diferit, adică să te potrivești 100% cu cineva, șansele sunt zero. Da, așa că... și ar fi și trist. Da. Mai mult este... să fii 100%, păi n-ai învățat nimic. Da, exact, e lucrul acela de a-l cunoaște pe celălalt, cum ești, ce puteți face voi împreună. Eu am învățat și cu asta o să și închid dezvăluirile. Am învățat de la soțul meu să fiu mai relaxată, pentru că el este gemeni și e foarte relaxat tot ce face. Iar eu, ca și Capricorn și cu un ascendent în Fecioară, sunt super perfecționistă și aoleo, eram foarte bine, a durat ceva 15 ani să învăț relaxarea și încă o învăț, pentru că nu vine natural în cazul meu. Am învățat să fiu calmă, da, sunt, dar e o diferență între a fi calm și a fi relaxat, exact. Și dacă eram amândoi super așa perfecționiști sau super relaxați, n-ar fi fost bine. Și atunci înveți de la celălalt. Dar nu există relația perfectă și nici n-ar trebui să fie. Dar există relația perfectă pentru tine în momentul în care te afli atunci. Da, să știi că da. Adică, indiferent, și dacă e o relație grea, tu ai ceva de învățat de acolo. Nu, mai sunt pauze. Uneori te mai cerți, alteori te mai desparți, alteori te mai împaci. Sunt lecții de care ai nevoie pentru a te dezvolta. Și cred că oamenii e important să înțeleagă că și atunci când te desparți, poate că e timpul să te concentrezi din nou cu atenția asupra ta. Poate te-ai neglijat prea mult timp și acum e cazul să te pui din nou pe primul loc. Să te prioritizezi, exact. Da.
Andreea, mi-a făcut o deosebită plăcere. Îți mulțumesc că împărtășești din cunoștințele tale și sper să ne ajute să ne ghideze la ce o să fie pe anul nostru. Doamne ajută. Anul nostru, anul acesta. Un an magic. Da, un an magic. Un magic an... divin și plin de miracole. Da, în care să evoluăm și să învățăm. Și să iubim. Și să iubim în ultimul rând. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Sper să vă ghideze informațiile pe care le-ați primit astăzi. Ne vedem data viitoare. Cătălina, am fost pentru voi. Ați urmărit Loving Podcast.